Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră cu Sky Saga Infinite Isles. Ei bine, dragi prieteni, jocul a suferit un update major și a fost șters absolut orice progres de pe servere și toată lumea o ia de la zero. Deci, haideți să începem și noi. În acest moment suntem în ecranul de creare al personajului și nu știu dacă vă amintiți, dar data trecută când am jucat, personajul meu era o felină. Arăta ceva de genul. Hai să vedem dacă o să-l nimeresc. Nu mai știu exact cum era, dar sper să nimeresc ceva de genul personajului meu. Parcă o chestie de genul era personajul meu, nu? Eu așa mi-amintesc. Ei bine, dragi prieteni, de data asta vom face o mică schimbare. Nu vom mai fi felină, vom fi un soi de maimuțică. Și haideți să vedem, o să fie interesant, pentru că trebuie să creez maimuțica și asta nu e ușor. Ce culoare de ochi să pun? Albastru e foarte frumos, galben e interesant, roșu la fel. Dar cred că o să rămân cu verde. Mie mi-a plăcut foarte mult verde. Și acum hai să ne uităm, culoarea părului. Ok, întotdeauna e o experiență. Putem să ne facem părul mov. Ar fi interesant. Dar cred că o să aleg o culoare mai obișnuită, să zic așa. Portocaliul ăsta arată relativ frumușel. Și observați, merge foarte bine cu verde și cu culoarea tenului, să zic așa. Și o să punem și culoarea echipamentului verde. Și cred că arătăm super bine. Chiar cred că arătăm super bine. Deci, acestea fiind spuse, haideți să ne creăm caracterul. Și numele meu este GinoPanei27, în caz în care vă întrebați. Deci, dacă vreți, putem să jucăm împreună oricând. Dați-mi ad și vedem cum facem să jucăm împreună. Ok, după câte văd eu, a fost schimbat puțin tutorialul. Asta e interesant. Da, chiar au schimbat tutorialul. Și puțin interfața jocului. Ok, da. Haideți să vedem. Avem aici o piatră. Să luăm piatra asta. Și să vedem ce putem face cu ea. Așa, da. Perfect. Acum trebuie să adunăm ceva resurse. Wow, și tem copacul ca în Minecraft. De jos în sus. Wow, da. Ajungem foarte departe. Bun. În fine, și field of view-ul meu este foarte mare. Deci, probabil de-aia. Lucrurile arată puțin dubios, dar, hei, cred eu că este ok. Ce avem aici? Un soi de porumb? Interesant. Bun, haideți mai departe să vedem ce avem noi nevoie. Wooden rods. Ok. Interesant. O să spargem lemnele astea. Și hai să vedem dacă o să găsesc ce am nevoie. Deși în același timp nu prea aș vrea să cad de pe insulă. Ia să vedem aici în jos. Wow! Am găsit un cufăr și... ce-i chestia asta? Wooden rods. Ah, perfect. Am găsit și wooden rods. Hai acum să venim aici să vedem dacă putem să reparăm această navă, să zicem așa. Facem treaba asta. Și
Hai să explorăm și ce se află aici jos. Lucrurile astea par interesante, să zic așa. Ok. Hai să craftăm un pickaxe. Să vedem dacă mai știu să craftez. Nu știu exact dacă mă mai descurc, dar sper să fiu cât de cât un miner ok. Vedem acum. Trebuie să iau chestia asta. Ce mai avem pe aici? Nu foarte multe resurse, dar măcar avem câte ceva. Bun, aici mai avem ceva copăcei, dar lăsând copacii deoparte, hai să vedem cu craftingul cum ne descurcăm. Cum ne descurcăm cu craftingul? Bun. Dăm click aici și trebuie să punem chestiile astea acolo. Și acum mai dăm craft. Perfect. Bun. Mai departe, haideți să mai vedem cum putem sparge acea poartă. E poarta aici jos și chiar sunt curios cum putem să o spargem. Bănuiesc că o să dăm cu pickaxe-ul și o să se spargă relativ repejor. Perfect. Ia uitați aici și un cufăr. Ho-ho! Ok, da. Trebuie acum să facem niște scări ca să scăpăm de aici. Văd că s-a închis în spatele nostru drumul. Și cum vom face treaba asta? Vom vedea chiar acum. Chiar trebuie să mă uit. Cum fac eu treaba asta? Bună întrebare. Ok, interesant. Am aici ceva quest-uri și alte nebuneli. Dar știu, putem să spargem... chestia asta nu prea putem să spargem. Sau bă, da, putem. Ah, nu apăsam eu ce trebuia. Hai să vedem. Perfect. Și uitați cum am evadat. Acum haideți să construim acea navetă. Nu să fie foarte greu. Să vedem, țac, pac. Și dăm aici craft. Perfect, acum trebuie să punem naveta. Și ia uitați cum arată, e un soi de bărcuță cu motor. Ok, foarte interesant. Hai să o folosim și să vedem unde putem să ajungem. Ok, și am ajuns în oraș. Haideți să vedem ce putem face aici. Oh, perfect. Deci, putem să ne alegem o facțiune, dacă nu greșesc. Avem două facțiuni. Settlers Faction
care de obicei e o facțiune de constructori, arhitecți și așa mai departe, și Explorers Faction, care este o facțiune de aventurieri. Deci, acestea fiind spuse, habar n-am ce o să aleg. Ok, pentru că nu mă pot hotărâ, haideți să facem un tur al orașului și să vedem cam despre ce e vorba pe aici. Bun. Au schimbat orașul. Știu că înainte parcă arăta diferit. Categoric arăta diferit. Și eu o să mă plimb pe aici și să vedem ce găsesc. Wow. Uitați, facțiunea exploratorilor sau a aventurierilor, cum vreți voi să-i spuneți. Am primit și un mic cadou. Mai departe. Wow! Dar chiar au făcut jocul frumos. Super tare! Și văd că merge și mult mai bine față de cum mergea înainte. În fine, are mici blocări, dar nu înțeleg eu exact de ce. Dar nu e panică. Aici să vedem. Ok, asta este facțiunea. Și să vedem aici mai sus ce găsim noi. Ok, super tare. Mai departe, să mai vedem pe aici. Avem o scrisorică. Hai să vedem. Opa! Perfect. Da, acum să ne mai uităm. Cred că pe aici ar trebui să mergem și după cum observați s-a lăsat și noaptea. Așa, hai să vedem. După câte observa, au adăugat foarte mult conținut în lumea jocului. Ceea ce chiar îmi place. Deci, pare a fi genial. Și, ia uitați. Haideți să vedem. Avem și niște chesturi pe care, teoretic, le-am putea deschide, sau în fine, avem o șansă să le deschidem. Ia să vedem aici. Oh, ia uitați. Super tare. Perfect, o să mă ocup mai încolo de acest chest. Dar până atunci ne vom vedea de treaba noastră și o să mai explorăm. Ia să vedem pe partea asta ce mai găsim. Nu știu exact unde trebuie să mergem. Aparent trebuie să mergem undeva pe sus. Nu este panică. Hai să vedem. Cred că aici trebuie să mergem, nu? Cred că da. Oh, perfect. Păi, dragi prieteni, acum va trebui să alegem facțiunea. Și sincer, cred că o să merg cu facțiunea exploratorilor. Sau aventurierilor.
cum vreți voi să-i spuneți. Deci, haideți să vedem. Ok, aparent nu pot să fac treaba asta acum. Bun. Ia să vedem. Tocmai am învățat, cum să vă spun, o rețetă. Foarte tare. Și acum, haideți să vorbim cu tipa asta aici. Și cred că a venit momentul să ne alegem o facțiune. Probabil că da. Și înainte să încheiem, am impresia că putem să luăm quest-uri de la ambele facțiuni. Eu așa mi-amintesc că era. Dar vom vedea în episodul viitor. Sper că v-a plăcut, sper că vi s-a părut interesant și noi ne vom revedea cât de curând cu un nou episod. O zi cum am vă doresc. Bye bye!